conducta de gaze amplasată pe strada Tineretului din Medgidia poate fi considerată una buclucașă. Asta deoarece bătrânul din imagini, care a crezut că branșarea la rețea este ceva ușor de realizat, întâmpină greutăți. Bărbatul spune că, deși a achitat toate taxele necesare, nu se poate branșa, întrucât nu a primit acordul de intervenție în asfalt. Astfel că omul a ajuns la mâna vecinilor. Eu am avut nevoie să trag gaze la casă. M-am dus la primărie, m-am interesat. Gazul trece pe partea cealaltă a străzii, cum ar veni. Eu sunt pe partea de numere de soț și gazul trece pe partea de cu numere fără soț. Și de acolo până aici mi s-a spus că drumul, șoseaua, n-aveți voie să o spargeți. Se spune că vecinul de lângă casă niciodată nu te lasă. În baza acestui proverb, bătrânul care a realizat o investiție consistentă a ajuns nevoit să bată la poarta vecinului, care spune că nu a fost de rea credință, numai că l-a nemulțumit modalitatea propusă pentru realizarea branșamentului. Pornit totul că vecinul de aici trebuia să se racordeze cu o țeavă, cu gaze. Așa. El a făcut aprobare, adică cerere la gaz, aici în orașul Medgidia, dar la primărie nu s-a dus să vadă dacă primăria îi dă voie să se spargă pe stradă. Referitor la problemele care au apărut la branșamentul de pe strada Tineretului din Medgidia, reprezentanții societății care s-au ocupat de efectuarea lucrărilor declară. Un domn în vârstă de 80 de ani a solicitat o soluție de racordare la rețeaua de gaze naturale. I-au zis așa, domnule, există două soluții de racordare. Ori directă, racordare directă, dar asta implică perforarea șoselei și este mai puțin probabil ca primăria să fie de acord. Și o altă soluție ar fi de la vecini. Momentan, bărbatul se gândește să apeleze la un alt vecin, însă el spune că toate divergențele apărute până acum l-au dezamăgit și a ajuns la concluzia că nimic nu este ușor de realizat. Asta în condițiile în care, chiar dacă plătești toate taxele necesare, te poți lovi de vidul legislativ.